Încă de la primele ore ale dimineții, polițiștii gălățeni au fost solicitați să intervină pe strada Gării pentru că un individ a spart mai multe geamuri. Sosiți la fața locului, oamenii legii au aflat că, de fapt, totul fusese un accident minor, în urma căruia un tânăr de 24 de ani se alesese cu o tăietură de aproximativ 5 cm la mâna stângă. Bărbatul a refuzat categoric să meargă la spital. 2 ore mai târziu, însă, polițiștii au fost anunțați că la aceeași adresă de pe strada Gării a izbucnit un nou scandal. La vederea polițiștilor, bărbatul a devenit recalcitrant și a ieșit la poartă înarmat cu o bâtă și un topor. Acest pacient în vârstă de 24 de ani s-a prezentat la serviciul de urgență al spitalului nostru cu o plagă la nivelul plicii cotului stâng, o plagă care a necesitat hemostază și sutură, neimpunând intervenție chirurgicală și neimpunând internare în spital. Precizez că a fost un pacient mai puțin cooperant, cu o oarecare stare de agitație. În urma apelului primit, la fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul secției 1 Poliție, dar întrucât individul era extrem de recalcitrant, a fost solicitat și un pluton din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Bărbatul a fost imobilizat și internat la Spitalul de Urgență din Galați, întrucât avea o blagă tăiată la antebrațul stâng. După scandalul iscat, tânărul a fost imobilizat și transportat cu un echipaj smurd la Spitalul de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru îngrijiri medicale. La câteva ore de la sosirea în unitatea de primiri urgență, bărbatul a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna.